Rossi, Conti, Marini, Rossi la marginea careului. Aceasta a fost prima fază periculoasă la poarta noastră. Antonioni, Ștefănescu, Marini. Avantaj în această fază, deși Klein a faultat. Centrarea lui Antonioni, Cade Rossi, cerșind pur și simplu o lovitură de la 11 metri. Nu se poate, nu se poate. Cel mai bun jucător al campionatului mondial nu poate face așa ceva. Marini. Cap al Tobelii marcat de Iorgulescu, care l-a desfințat pur și simplu pe Paolo Rossi și acum îl marchează pe Altobelli. Intervenție excepțională a lui Lung la centrarea lui Causio, adresată aceluia și Altobelli. Se scandează Italia. Cred că s-a depășit vârful sonic al stadionului din Florența. Pătrunderea fundașului Oriani. Formidabilă ocazie! Șansa este de partea noastră! Nu vom pierde acest meci! Șansa este de partea noastră! A ratat Conti de la 6 metri! Ungureanu nu-și poate reveni, este întins pe gazon, arbitrul nu întrerupe partida! Mai este un minut! Partida se termină! Italia-România 0-0, stimați spectatori! Milioane de români sunt acum în fața televizoarelor aplaudând această splendidă echipa României care a reușit să reziste în fața campionilor mondiali. Este adevărat că echipa noastră a contat mai puțin în atac în această repriză a doua. Este un amănunt important pe care nu trebuie să-l uităm, faptul că Țicleanu a fost eliminat după 10 minute de la reluarea acestei partide.